stare a casa sopra la doccia alle torre del resto. Oh.
Părerea mea a făcut
sus și nu vreau să mă repet zic asta că noi juvenii avem darul de a ne mai da așa la atunci
este se
ne convine ce face, cineva din municipalitate, din primărie, din Consiliul Județean, de oriunde, doar pentru simplu fapt să nu ne ni se întâmple ceva, în sensul să mă dea afară de la serviciu sau să...
Check up. Gracias.
Paul, la noastră, la presă, despre cum pregătește actualul legislat,
acolo. Dar de a ținut lucrul ăsta de 24 de ani, că tot vorbim de ani și după revoluție. Vorbit
traduce în politică. Adică dacă ai cumpărat votul, practic nu mai ai nicio obligație față de cel care ți-a dat cel vot. iar dosare
Bine.
cultura puterii. Știu că au niște condiții, adică știu că acolo la Giurgiu Nord unde există
trebuie să am găsit soluția, vă demolez și vă bag în chirie. Păi cum? Dar ăla nu mai e drept de transmisie, adică să zic nu, păi dacă e lui la chirie, up.
acordări de ajutoare sociale și câte și mai câte. Nu are nicio legătură treaba unui parlamentar cu asta.
începe lucrul complet, nu putem să avem acces la miniștri și la tot ce înseamnă aparatul din ministere. Vreau să știu ce s-a întâmplat cu acei bani, pentru că au fost aprobați o sumă de 500.000 de lei. Nu o sumă foarte mare, dar pentru un spital nevoile noastre. Adică decât nimic, mai bine ceva. Vreau să știu ce s-a întâmplat cu acești bani, pentru că au fost prinși de
din al treilea, al patrulea mandat, care știu, păi nu, măi, dar de ce se participă la asta? Că nu e interesant, lasă că avem altceva de făcut. Mi se pare interesant tot, adică dacă Gracias.
că te ajută, îți aduc gazele la poartă, îți aduc iluminatul, îți creezi condiții, îți fac, eu nu știu ce, canalizări. Și celălalt român care și el săracul vrea să facă, are idei și îl duce mintea și are gânduri bune, vrea să construiască și să rămână aici, că nu fuge cu ele. Din păcate.
Nu am fost la nicio conferință.
zero, la Giurgiu, deci nu mai e așa ceva de încremenești. Deci numai dacă aveți curiozitatea să căutați ani în urmă din Parlament. Acum că am venit și eu fac treaba, să spun, zic eu, și depun, eu nu depun acele întrebări, doar de dragul de a le întreba. Și odată și odată să se vadă și repercusiunile la acele care s-au făcut. Nu am stat degeaba, am lucrat și nu de a face rău cuiva. Habar n-am. Nu mă interesează persoana cuiva. Dar pur și simplu vreau să arăt. Să duce la un chioșc amărât și pune lucrurile la sechestrul sau închide prăvălia că a vândut 250 de lei și nu are bonul de casă. Haide să lăsăm că nu asta este mare Marea evaziune este banul public care este scurs pe toate găurile posibile. Credeți că veți avea? Nu știu, dar eu sunt
dacă ar mai fi care au mâna mai lungă așa, ar avea rezerve. Pentru că zice și când dă de Ionel Dinu, cine zice ăla? Darius Vulcov îl pune
deschiziunea de finanțare pe PNDR. Se închid unele din ele pe agricol, se închid la 31 octombrie. Și am ținut neapărat, am tot căutat, culmea este că eu le spun tinerilor. De
dacă statul ăsta vrea să ajute pe oameni, i-ar ajuta inclusiv să le facă proiectele. Oamenii ăștia să vină de
piața asta centrală, pentru că la nivelul ăla care l-a arătat domnul Iliescu era super ok. Dar la ce a ieșit este groaznic. E ca de la primăria Giurgiu, vende aici, știm cum arată
lumea, da, a făcut curat acolo, a mai vopsit două băncuțe și a mai pus și o fântână sau o din asta de irigă ta.
locuiesc în orașul Giurgiu pentru că slavă Domnului locuim aici și nu vedem că am vorbit așa dintr-o dată din rău. Mai rău auzim că s-a dărmat fel